îmi face o deosebită plăcere să adresez câteva cuvinte din partea Universității de Medicină și Farmacie Grigore din Popa din Iași, aceste prestigioase manifestări care are loc în fiecare an, ordonată de un distins profesor al Universității, profesorul Traian Mihăescu, un înflăcărat continuator al tradițiilor științifice din Universitate. Și aceasta, a 20-a manifestare, își propune să abordeze mai multe subiecte într-un cadru interdisciplinar, pentru că știm că, la momentul actual, interdisciplinaritatea este extrem de importantă în domeniul medico-farmaceutic. Aproape că nu putem vorbi de o activitate, fie didactică, fie ea științifică, dacă nu vorbim de, dacă nu luăm în calcul interdisciplinaritatea. Universitatea de Medicină și Farmacie își dorim să-și consolideze și să-și păstreze locul pe care îl are în panelul Universității de Medicină și Farmacie tradiționale din țară, atât prin tradiția pe care o are și prin vechimea primei facultăți de medicină din primei facultăți din cadrul Universității, Facultatea de Medicină, care anul trecut, în decembrie, a sărbătorit 140 de ani de la înființare. Având un corp profesoral care, de-a lungul anilor, a fost un corp profesoral de elită și este în continuare, iar activitatea aceasta didactică și de cercetare științifică din Universitate își demonstrează prestigiul pe care îl are prin locul pe care, în mod constant, îl ocupă în clasamentele internaționale, în sistemele de ranking internațional, și aici vreau să menționez sistemul Times Higher Education, sau sistemul Shanghai, sau sistemul U Multirank și altele. Bineînțeles că inițiative de acest gen, de coordonarea unor manifestări științifice, în condițiile actuale, pe care rigorile de prevenție epidemiologice le impun în această pandemie, desfășurarea unei manifestări științifice exclusiv online este cu atât mai dificilă. Pentru că prezența fizică poate că dă, să spunem, culoare și valoare intrinsecă unei manifestări științifice, pe când o participare strict online este greu de susținut și interținut în același timp pentru mai multe specialități sau pentru a-i păstra valoarea și importanța ei științifică. Mă bucur că aceste manifestări continuă și că profesorul Traian Mihăescu, care deși nu mai este în activitate în cadrul Universității de Medicină și Farmacie, dar este în continuare, este un continuator al tradițiilor și al valorilor universității. Și mă bucur foarte mult că parteneriatul pe care îl avem împreună cu Societatea Medicii Naturaliști din Iași asigură un suport și mai important acestor manifestări științifice, care trebuie, fără doar și poate, să fie recunoscute la nivel național. Avem cea mai veche societate de medici naturaliști din țară, o prestigioasă revistă care la vremea respectivă a făcut un pionierat în cadrul publicațiilor medicale și farmaceutice, și care noi ne dorim foarte mult să fie, să continue și să-și upgradeze valoarea la cerințele actuale. Eu vreau să doresc mult succes aceste manifestări și să asigurăm pe, atât pe organizatori cât și pe participanți, de constanta noastră susținere a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepova din Iași, care a știut întotdeauna să-și aprecieze și să-și cinstească valorile și să le susțină în continuare. Vă doresc mult succes!